3 zile de restricții de circulație pe mai multe drumuri din județul Brașov. Traficul rutier de pe mai multe drumuri din județele Brașov și Prahova va fi restricționat între anumite ore în perioada 25-27 martie 2021, asta pentru că în 26 și 27 martie va avea loc Test Rally Brașov Powered by ProX, cea de-a doua etapă a campionatului național de raliuri. Din păcate pentru iubitorii acestui sport, competiția va fi fără spectatori. Conform organizatorilor, în județul nostru, vizate de restricții vor fi drumuri din municipiile Brașov și Făgăraș. Pentru buna desfășurare a evenimentului se impun restricții de circulație în Făgăraș, vineri 26 martie 2021, pe următoarele tronsoane de drum. Având în vedere contextul actual al pandemiei, prezența spectatorilor este interzisă.